scrie pentru carte. Pentru că ajungem la cineva care a ales cu atenție imagini din mini-vacanța în care vedetele s-au dezbrăcat de stres și mai ales de haine, ciucă. Era? Este Marțea Neagră, vine nimeni alta decât Iulia Albu. Să vină! Te-a amorțit piciorul, că făceai așa când trebuia să intri direct. Sunt nervoasă, Cătălin, pentru că nu mai schimba și voi, dragă, melodia asta, că m-a sturat de ea. Bă, Iulica, atâta poți, da. Ai supărat-o pe doamna Iulia. Sau măcar faceți-mi un balet aici, să văd și eu Cătă, mișcare, scenică. Vrei să fac melodia aia de ieri? Ce ia melodie? De la Dini. Se face. Stai, nu sunt sigură că vreau să o aud, ia. Ba da, păi nu. Albin, prietenul Albin de la Sunet, dacă se poate. Prietenul Albin? Avem prieten Albin de la Sunet și eu nu-l cunosc. Cum? Bă, n-am băgat ăsta în priză, bă, băiat. Hai să vedem, haide să luăm un loc aici, da, Ciucă, până găsești tu. Până găsiți voi melodia, că se termină rubrica, nicio problemă, acum. Stai liniștit. Ia. Special pentru doamna Iulia, nu se știe. Dar nu știu ce să... Stai că... Gata, dragă, potoliți-vă, hai. V-ați făcut de cap destul. Ce e aici? Nu înțeleg. Ce se întâmplă? Te rog frumos să pune-i Beethoven. Beethoven, da, se bine. Face. Iulia Albu, oameni buni, astăzi analizăm poze din perioada de mini-vacanță, nu? Din perioada de după ce tragi masa ca să mă așez. Am înțeles, iar vai, te rugăm frumos, Cătălin, să mai stea masa asta drăguț. În fața ta. Da, mulțumesc. Da, da. Perfect, da. Iulia Albu, oameni buni, în cazul în care nu știați, ne-a rugat să tragem masa ca să puteți să-i admirați papucii. Da, pantofii. Dar ăștia frumoși, mă, pantofii ăștia? Nu știu, ție-ți plac? Depinde. Nu-mi dau seama, adică, sunt foarte discutabile, acum, serios, știi. Nu-mi dau seama, voi cum vă alegeți pantofii, voi femeile? Eu, în general, îi aleg după cum arată. Păi da. Și ăștia cum arată? Bine, zic. Nu? Nu-mi dau seama, nu, acum, serios. Arată interesant. Dar se mai poartă de astea cu tot cu butucănos, da, așa? Se poartă, Cătălin, cum să nu? Da. Adică revenim moda? Dar tu acest împătimit al tendințelor ultimelor sezoane, tu care porți doar ultimele... Cu cristale, ciucă, vezi, da, altă cu treabă. Cristale, da. Și cu puf, cu ce? Cu pene? Blană. Blan, de urs. De da, blana oaie. Este sintetică pe nu, de? Este de oaie, căci eu nu port decât blană de oaie. Există oaie roz? Nu, dar este vopsită. Ai auzit expresia umbla cu oaia vopsită? Da. Oaia vopsită. Mă pregăteam să spun ceva de... terminațiile de la manșetele, de manșetele tale, da. De fapt, da. Dar nu mi-a ieșit, lasă că data viitoare, mai încercăm. Da. Mai încercăm. Bun, haide să vedem, Iulia Albu, ce poze ai ales astăzi. Poze din vacanța de pe litoral, nu? Da. Ai fost? Nu, n-am fost, nici am fost eu. Aici. Mă simt, am pierdut de multe, nu știu, dar o să ne revenim. Da, mă rog, uite, stai că suntem, n-ai mai surprins cu pozele astea pe care le-ai ales. De ce? Asta nu este o fotografie pe care am mai comentat-o. Nu, n-ai mai comentat-o, dar mă gândeam că te-am sunt poze de pe litoral. Surprins eu? Da. A, l-ai văzut înainte, deci. Nu le-am văzut, dar de asta zic. M-ai bun, surprins, s-a căsătorit din nou Ilie Năstase. Felicitări, casă de piatră. Casă de piatră, da. L-am blurat pe... ok, am înțeles acum, scuze. Deci, Ciprian Maricanașul, da. Nu mă deranjează că l-ați blurat, oricum nu vreau să-l comentez. Vreau să comentez ținuta ei, care mi s-a părut foarte decentă. Iar el, îmbrăcat în general, n-avea cum să fie decât impecabil. Puteam să jur, descriam pe hârtie ce o să zică Iulia. Da, n-am înțeles, de ce ești așa... Pentru că de fiecare dată de Ilie Năstase așa vorbești. Nu cred că a fost cazul de fiecare dată, țin minte și că... Și când era căsătorit cu Brigitte, vorbea bine și de Brigitte. În epoca de mai veche amintire, când eram la un alt post TV, chiar am avut un foarte mare scandal cu el, pentru că i-am zis ceva de Brigitte și, mă rog, a fost foarte virulent la adresa mea. Da, și a apărat soția, nu? Da, nu în felul ăsta. Uite, tu de ce nu mi-ai spus niciodată nimic când am spus ceva de Andra, că nu mi-a plăcut cum era îmbrăcată? Păi nu prea ai zis. Așa în... Ai zis? Vreodată la noi? Da, normal. La noi? Și cred că am zis și la voi, nu sunt sigură. Nu cred. Așa, în general, eu spun ce gândesc tot timpul. E un lucru foarte bun. Deci hai să vedem mai departe. Stai, deci aici e foarte bine. Îmi place, este discret, nu are un machiaj extravagant, îmi place lucrul ăsta. Na, aș fi renunțat la tiul acela din zona decolteului, dar înțeleg că ea, având un bust mai generos, trebuia să stea cumva pe poziție. Deci nu tiul ăla mi-a scoate plăcut. Rochia în evidență? Mi-a plăcut că au fost discreți, știi? Au fost discreți și au făcut nunta de parte de ochii curioșilor foarte frumos. Păi nici situația actuală nu-i lăsa să fie mai curajoși. Da, Cătălin, dar ar fi putut să dea foarte multe imagini în presă și filmări și așa mai departe, lucruri păi pe care nu l-au făcut. Înainte se vorbea de divorț, adică nu te-ai luat prin surprindere pe mulți. Pe mulți, corect. Să vedem aici cine e? Zâna. Zâna.
Este o fotografie făcută înainte să se ducă probabil la o ședință foto pentru un centru de centru, știi? Centrul acela al sectorului, nu spun nu în care. Dacă a fost la centrul ăla sau da, pentru cred că acolo a fost, la centrul acela o ședință poate plectă, poate nu. Da, ideea nu e... cred, că nu pare un buget foarte mare investit în ținută totuși. Stai o secundă, dar poza e splituită de Andreea așa da, pe Instagram? Da, știu. Da. Crede-mă. Și eu am fost șocată. Nu. Da, așa este, așa a considerat să posteze. Fiecare postează ce vrea pe propriul Instagram. Noi nu suntem aici să judecăm ce postează ei sau cum fac. Știi că toată lumea se visează artist. Unii se visează fotografi, alții pictori, unii se designer. Visează cu moda. Dar mă rog, asta nu e pentru toată lumea. Ea încearcă. La Zaru, care a fost mai devreme? Nu, vorbeam așa în general de... nu știu, nu sunt foarte la curent cu... Așa, da. În general, când aveți un bust mare, evitați să vă supradimensionați umerii pentru că veți arăta ca un dulap. Deci da. Un sfat. Un sfat, nu un simplu sfat. Epoleți. Bun, mai departe. Adelina Pestrițu. O altă clientă. Avem și Ioana Roman, Analescu. Nu. Avem Adelina Pestrițu. Avem? Nu. Știi că Adelina Pestrițu a făcut o criză de nervi. De ce? Și a înjurat pe Instagram. Pe cine? Pe cine? Nu știu, așa, ceva în general. Aha. Da, a făcut ea la un moment dat chestia asta, a ajuns și cumva... Și ea e o... Cum? Ce, tu nu înjuri? Nu te-am văzut pe tine pe Instagram că înjuri toată ziua cu blocul ăla că se construiește și... Eu nu înjur, eu mă plâng. Este o diferență. Te plângi înjurând? Da. Nu, eu nu înjur. Eu nu înjur și în general în jurul meu nu înjură nimeni. Eu zic că n-ai ce să rep... Da, depinde... Adică uite-te și tu, cromatica perfectă, a fost, galben, în ce albastru, sens? Verde. Da. Se potrivesc culorile. Ea a avut un text cumva Desperate Housewives sau nu știu ceva, casting, whatever. Mă rog, e o ținută care arată ok în fotografie. N-am înțeles neapărat tematica, probabil are ambiții să ajungă și actriță. Eu îi doresc succes. În fond a avut o evoluție, de la pornind de la meseria ei de bază până care? La ajunge prezentator de dansatoare. Da, la Ibiza. De ce? Aveți ceva cu dansatoarele? Ia să vă aud. Ia mă, misoginie. Eu le ador. Mă, dar fii atent, noi n-am zis absolut nimic și tu repede. A plecat de la meseria de bază, așa, știi? Dar de ce? Care-i problema? Ai ceva? Dansatoare? Și noi nu știam care e meseria de bază. Și tu aveți ceva cu dansatoarele? Și am plecat de la meseria mea de bază, de la profesia mea de bază de avocat. Da? Și uite, am ajuns acum critic de modă. Da, bine, acum sunt și eu sunt și artist, cum ar veni, că am diplomă. Știi, scrie acolo. Da. Bun, și deci Adelina e bine. De artist, da. Am unde ai luat diploma de artist, că aș vrea și eu. Am făcut la un arte. Facultatea, poți să faci, sunt 30 de locuri pe an maxim. Și asta e... Dacă vrei, te ajut eu. Și a făcut practică cu Mihai Albu. Te meditez eu. Ești artist? La final, adică... Ce glumă, asta e diploma. Devii designer, da. Artist. Ce? Da, ai făcut o glumă, dar scuză-mă, n-am prins-o. Nu, merge mai departe. O să mai spui o dată că n-am fost... Da, a doua oară gluma n-are niciun sens. Am înțeles. Ok, bine. Dar pe tine te-a învățat Andra să cânti? Da, haide să vedem. Eu știam că nu ai voce. Așa, mă rog. Da. Îți place Adelina. Trebuie să recunoști că îți place pomeranianul. N-a auzit ce am zis, dar a auzit, dar până și-a găsit ce replică să zică. Mai poți să zici odată că n-am auzit? Nu, Cătălina, asta face parte din discursul meu. Am înțeles. Bun. Deci da. La Adelina era bine, nu? Bine. Pomeranianul era superb. Bun. Andreea Bălan, altă clientă. Am ales această fotografie cu Andreea Bălan pentru că aș vrea să vă explic cum să nu vă faceți niciodată poze dacă aveți picioarele lungi. Deci niciodată așa, pentru că Andreea Bălan chiar are niște picioare foarte lungi care par foarte scurte în această imagine și este păcat de Dumnezeu, adică nu înțeleg de ce cineva ar face așa o fotografie. Deci nu e bine să-ți faci poze când stai pe scară? Da, sau trebuie să stai într-un anumit unghi. Uite, Raluca, uite să fac un live cu Raluca să vă explice cum să stați la fotografii. Uite, că uite, avem un fotograf foarte talentat chiar în platou. Poftim, mai spus ceva? Ne scrie o telespectatoare că de fapt Adelina a fost invitată la o petrecere retro și de aici probabil a fost okay. Ținută. Eu am înțeles că, mă rog, din ce am citit pe Instagram, căci nu știi, din câte am observat, era un shooting pe care ea l-a organizat. În general, nu recomand să umblați cu potaia netunsă și aici mă refer la pomeranianul pe care îl țineam în brațe, mai ales că este foarte cald și este un mare chin pentru cotările, în general.
Dar nu te supăra că zic că ai ceva cu animalele, de ce ești potaie? Sunt foarte mulți oameni care iubesc câinii. Cum da, și eu iubesc câinii, am doi acasă. Și potaie netunsă. Le spun și potaie și cotârle, le spun. De ce vrei să jignești Iulia, iubitorii de animale? Da, de ce ți se pare că ar fi o jignire? Pentru cum să ești potaie netunsă? Eu așa alint pe ai mei. E un animal, pur și simplu, e un eu așa suflet alint. Și el. E și el un suflet. Eu care am avut și cameleon, înțeleg perfect ce vrei să spui. Hai să vedem mai departe. Deci Andreea Bălan se schimbi poziția da, fotografiei. Da, și încercați cu bronzul ăsta să bronzul, știți, strică pielea. Dacă e natural, n-ai de unde să știi de poate. Mai ales dacă este natural. Trebuie. Da. Poate se protejează, știi, cu protecție. Nu pare genul care să stea la soare protejată. Hai să vedem. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Mira, nu? Da, da. E o poză chiar de la noi. Cred că este de la voi. Eu am ales fotografia aceasta. Am fost subiectivă. Inițial am primit o fotografie care nu-mi plăcea foarte mult, dar am ținut neapărat să punem această fotografie. Este o fată care știe să îmbrace cu un buget rezonabil, ceea ce este de admirat. Este o fată foarte frumoasă și bravo ei. Și dacă o mai inviți aici o să fie prost îmbrăcată, o să-i spun că este prost îmbrăcată. Pentru că anticipez cum va veni următoarea întrebare, știi? Nu, mă, Iulia, stai nu? Serios? De asta foarte liniștită, nu ți se pare? Nu. 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 Hai să vedem următoarea poză. Dorian Popa. Câți, Johnule! Dar de ce ați luat toți vorba asta? Nu știu, este ceva de o inteligență ancestrală? De ce ați luat voi chestia asta? Nu, e vorba lui. Și de la el, și așa, și din... Ați reținut-o pe asta. Dar tu ai făcut vreo vorbă să fie virală, să fie celebră? Dar de la Mici ați reținut ceva? Da. Care? Mai multe, Cătălin. Zi una. De exemplu, mi-au murit visele. Sau, mi-au murit visele când am fost îmbrăcat așa, Johnule. Asta e viral, ți-a plăcut? Nu? Ba da, sunt mai multe, dar mă rog, voi nu le știți, că voi vă uitați pe alte chestii. Da, nu. La alte chestii, despre care nu putem vorbi la ora asta. De exemplu, contul de Instagram al lui Dorian Popa. Da, deci bun. Dorian e bine în poza asta, n-ai nu, ce să... Greta, poți să ne bagi și noi aici al monitor, mie nu-mi place. Mai aproape. De ce? Ce-ți place atât de mult? Ce te fascinează? Ce te inspiră pe tine? Mă fascinează nimic, eu nu stau să analizez ca tine fotografiile, ea mă fascinează, nu mă fascinează. Pur și simplu e o poză care arată bine, cromatic, așa. E... Și care este cromatică? Care este culoarea gri, dominantă? Arată bine, alb, gri, albul tot. Nu este o culoare, este o non-culoare. A, mai departe. Iartă-ne pe noi. Ok, bun. Și atunci de ce ai ales poza asta? Pentru că avem varianta masculină Dorian Popa și varianta feminină a lui Dorian Popa. Adică care? Din punct de vedere stilistic. Adică Andra Adam, zici? Da, este același gen de estetică. Același gen de estetică, același gen de a face fotografii. Îmi cer scuze, îmi place Andra Adam, dar Dorian face niște poze mai șmechere. Da, este aceeași estetică, nevertheless. Mie îmi place ce poze face Dorian. Eu nu pot să spun că nu-mi plac pozele pe care le face Dorian sau nu-mi plac, pot să spun că nu-mi plac toate, dar fotografiile pe care le face Andra Adam chiar nu-mi plac. A venit vara, s-au deschis piscinele, s-au deschis, nu? Da. Încă nu s-au deschis, mă rog. Întâmplător despre Andra Adam vreau să spun chiar ceva de bine astăzi. Mi se pare că avem o evoluție, ceea ce este un lucru foarte bun. Mi se pare că s-a mai acoperit și nu mai avem acea zonă de ultra prelucrare a fotografiilor. Chiar este ok. Și o prinde și culoarea. Fiind sportivă. Cineva obiectează în spate. Cine? Da, este sportivă. Da. Face mult sport. Da. 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 N-am știut. De, nu mai pot să pun o întrebare. Dar ți-am zis noi este, ceva, ți-am răspuns la întrebare. Da. Tu când ești singură, te ceri singură cu tine în oglindă? Nu, de ce? Așa pare. Pare persoana aia care nu stai liniștită prin casă când te vezi în oglindă. Simți că te enervează ceva și vrei în să în general, ceva. Având această ocazie minunată să fiu aici marțea, mă cer cu tine o dată pe săptămână și mi-este suficient. Da. Eu nici nu am simțit că ne-am certat vreodată. Nu ne-am certat, noi nu ne-am certat niciodată, asta e adevărul. Mai avem vreo poză? Ai mai ales vreo poză? Nu am ales nicio poză. Atât? Nu știu. Nu mai avem. De ce? Vrei să facem mai lungă această rubrică? Nu, simți nevoia să o lungim? Nu mă, Iulia, dar de fiecare dată dacă nu era suficient, stai că s-a terminat. Haide că-ți mai dau una din oficiu, uite. Cine? Dacă ai tu poți cerut. Să faci așa? Da, pot să fac așa. Tu poți să faci așa? Nu, dar nici n-am ce să arăt. Voi puteți să faceți așa? Voi puteți să faceți așa? Bianca Drăgușanu, nu? Da. 10! Foarte bună imaginea, mi se pare foarte cool. Îmi place cumva faptul că s-a detașat de zona aceea de țiponceală excesivă, dusă da, până la extrem. Da, asta e de la bibliotecă poza asta, așa e. Da, nu, acum a dat-o deja în fotografie asta, artistice, da, artistică, Cătălin. Foarte, da. Foarte drăguț. Cumva ridică-mă la cer, știi? Să vină îngeri. Cum?
Deci o poză care are mult simbolism. Este încărcată de simbolistică. În general, nu înțeleg necesitatea de a purta tocuri la piscină, dar... Doar pentru poză. Da, pentru poză înțeleg și pentru echilibru, știi? Da. Pentru centrul de... Și-a schimbat centrul de gravitație, știi? Da. Ia mă, Iulia, ce-a postat, mă? Hai să ne uităm un pic pe Instagram. Iulia, imediat, se face. Ia intră un pic pe Instagram-ul Iuliei să analizăm și noi repede o fotografie ceva. Intră. Ia, analizați voi, ia. Cum? Iulia Albu. Imediat. I am Iulia Albu. Măi, da, Iulia sunteți Albu, ceva. Ciucă. Chiar nu știi? Ia. I am. Haide, uite, hai să mai citim și din mesaj. Uite, ne scrie cineva din Austria care ne urmărește. Așa. Zice că vorbim de alții, dar să analizăm și pozele tale. Ale mele, analizați-le, vă rog. Vreți să facem acum sau vreți să analizați pe cele de pe Instagram? Hai să analizăm o poză. Asta e clasică. Clasică. Păi nu, aia mai văzut-o. Ia să vedem noi. Comentăm noi, Ciucă? Da. Ia comentați voi, Ciucă. Comentăm. Stai să alegem. Stai un pic să găsim noi să alegem. Ia. A ajuns acum 2 săptămâni deja. Deci, gata, aia asta. Hai să comentăm și noi pe asta. Da. Ok. Erai machiată? Nu. Deci, după cum puteți observa, noi practic o imităm pe Iulia. Da. Când vreți să vă arătați întrerupătoarele, de ce stai cu geaca? Pur și simplu faceți o fotografie. Nu este un întrerupător, ca să se vadă și stocatura. Exact. Dar nu, eu am altă problemă. De ce stai cu geaca în casă? Pentru că, că ne-ai găsit pe noi haterii. Pentru că venisem de la alergat. Venisem de la alergat. O activitate și care, era... în mod evident, voi este străină. Și pur și simplu era, am alergat. Da. Da. Simt un filtru aici. Simți un filtru. Simt, da. Păi uite-te, se vede în ochi că a băgat filtrul ăla, nu? Este un filtru acolo, da. Și vezi? Așa. Și uite-te și la și care e problema ta, Radu, că e un filtru? Deci, nu, eu mi-aduc aminte că tu te-ai luat. De cine s-a luat mă că avea Măi, da, hai să comentăm. Stați așa să comentăm. Păi, da, ce vrei? Asta este... Săptămâna trecută, dar nu știu. Este beton aparent, Cătălin. Da, mă, înțeleg. Știi cât a costat vrăjeala asta? Da. Uite-te aici. Hai asta ce e stocatură? Da. Hai să arăt eu aici o fotografie. Ia uite asta. Asta, da. Bine. Ia. Da, de asta te-a ajutat și, decorul aici. Asta, ia uite aici. Asta e adevărat. Unde eram eu aici, oare? Da. Raluca. Aici? Acolo eram pe balcon. Aici, superbă poza asta. Ce, la ce te uiți? Vreau să văd dacă ți se văd pistrui. N-am pistrui. Dar aici erai machiată. Da, aveam fond de tân. Și cine ți-a făcut poza asta? Stai un pic, știi cum îți zice Iulia, dar cine ți-a făcut poza? Eu singură. Tu singură? Da, era mai devreme. Aici are poză cu Donald Trump. Uite. Da, uite, am și poze cu Donald Trump. Opa. Câteodată mă lasă să-l fotografiez doar eu. Stai să vedem. Uite. Bă, dar nu, stai că s-au uite, asta îmi place, da. Care, asta? Nu, mai jos. Dar aici de ce în toate pozele tu ții gura așa? Așa mi-e gura. Zâmbiți. Da, nu zâmbiți. Da. Bun. Eram nemachiată, strângeam la birou lucruri. Uite, aici erai machiată. Da, aici eram foarte machiată. Și multe filtre. Da. Nu multe. Dar superbă. Eram foarte machiată. Superbă, superbă, frumoasă. Da. Deci am zis superbă, frumoasă, gata? Uite, mă, Iulia, știi care îmi place mie? Ia. Dar nu știu unde... Ia, asta... Asta, mă, Iulia. A, da. Cine aici? Zici că e Odniela. Eu sunt. E Odniela? Seamănă. Seamănă cu Odniela. Eu sunt. Asta, da, îmi place. Altceva. Da? Ce-ți place la ea? Oare? Stau și mă întreb. Cum stă părul? Cum stă părul? Și bineînțeles. Stați. Asta este. Vai. Deci este superbă. Ce fai, mai ai pus ceva la... Da, i-am pus un colier, Cătălin. Da. Este superbă, Lulu. Planta seamănă cu extraterestrul, Zarug. Iulia, deci oameni buni, intrați pe pagina de Instagram a Iuliei, ca să vezi că îți promovăm pagina. Și scrieți toate reclamațiile acolo, tot ce, da? Auzi, Cică, trebuie să plec. Îmi pare foarte rău. Și mie. Nu-i ce problemă, că ne vedem marțea viitoare. Intrați pe IM Iulia Albu. Nu mi-ai dat follow. Ba da, ți-am dat follow, ăsta e emisiunii. Nu mai vin, gata. Nu mă, dar vină cu asta să vezi că e follow. Iulia... Vino să vezi că scrie follow, vrei să dăm unfollow? Dă-i unfollow, Cătă. Nu, e prietena noastră, mă.